Bună ziua tuturor, bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Fecioară. Haideți să vedem. Zodia Fecioară îmi vorbește de o domniță mai tânără care va avea un rol important în viața dumneavoastră. Da? O persoană modestă, o persoană timidă, o persoană rușinoasă, o persoană cu onoare, să spunem așa. O persoană dulce, dar văd că veți intra în contact cu această femeie, dar în același timp veți intra în contact și cu un tânăr sau o persoană care lucrează într-o instituție de la stat, cum ar fi un militar, un jandarm, un polițiot, o persoană care lucrează la stat cu haine militare, să spunem așa. E posibil să aveți o discuție în contradictoriu cu această persoană sau va veni spre dumneavoastră din partea acestei femei anumite discuții, da? Din partea acestei domnițe mai tinere. Vor veni aceste discuții și cred că va fi un atac în ce vă privește și e nevoie să vă protejați sau această persoană care lucrează la stat cu haine militare să fie dispus să aibă o discuție cu dumneavoastră care nu va fi chiar așa de ușoară, să spunem, lejeră, da? E nevoie să vă protejați în ce privește această persoană. Haideți să vedem și Îngerul Gabriel pentru Zodia Fecioară. Obstacolele dumneavoastră vor fi îndepărtate, diferite dificultăți care le-ați avut în ce privește frica nu mai există, au fost eliminate. Dacă dumneavoastră ați avut obstacole în viața dumneavoastră, în această zi se vor elimina acele obstacole, da? Deci nu mai trebuie să mai aveți frică, că nu mai există acele dificultăți, acele obstacole din viața dumneavoastră, au fost eliminate. Să nu vă preocupați că orice problemă va dispărea. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă doresc o zi cât mai plăcută și noi ne vedem data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag, numai bine, la revedere!